Doi polițiști și o femeie, pasager într-un autoturism, au ajuns la Spitalul Municipal de Urgență Roman după un accident rutier între o auto specială din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Iași și un autoturism. Duminică, în jurul orei 22:30, o auto specială de poliție ce se afla în misiune pe drumul comunal 86, în afara localității Ghereiești, la intersecția cu drumul național 2 sau E85, cum mai este cunoscut, a intrat în coleziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 46 de ani din Săbăoani. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unei femei de 42 de ani, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 46 de ani și a altor două persoane în vârstă de 45, respectiv 28 de ani, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Iași, ce se aflau în auto specială de poliție. În cauză a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanță Neamț susțin că a existat o victimă de sex feminin, 43 de ani, având un diagnostic de traumatism stern prin accident rutier. Victima a fost transportată de un echipaj cu medic la CPU Spitalul Municipal Roman. O altă victimă de sex masculin, 46 de ani, a fost diagnosticată cu traumatism cot stâng, plagă coapsă dreaptă. Pacientul a ajuns tot la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Un alt adolescent electrocutat în gara CFR Roman după ce a vrut să facă un selfie pe un vagon de marfă. Nu a trecut o săptămână de la incidentul din aceeași gara CFR, când trei adolescente au vrut să facă o fotografie pe un vagon de marfă și două au ajuns la Spitalul de Copii din Iași. Sâmbătă, un adolescent de 15 ani a ajuns în grija medicilor din București, cu arsuri pe o mare parte din suprafața corpului. Ajunși la locul solicitării, pompierii romașcani au constatat că un adolescent în vârstă de 15 ani s-a urcat pe un vagon al unui tren de marfă și s-a electrocutat. Băiatul, căzut jos lângă un vagon, prezenta arsuri pe o suprafață mare a corpului. Paramedicii au acordat primul ajutor calificat persoanei, după care au predat-o unui echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean pentru a fi transportat la Centrul de Primiri Urgențe din Roman. Ulterior, băiatul a fost transportat cu ambulanță de la Serviciul de Ambulanță Județean la Bacău pentru a fi preluat de un elicopter și transportat la un spital din București. Și polițiștii au ajuns la fața locului. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul în cauză. Și pe 8 august, trei adolescente au vrut să facă un selfie pe un marfar din gara CFR Roman. Două dintre ele au ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Marie din Iași. Starea adolescentei de 15 ani, cu arsuri pe aproape 40% din corp, s-a îmbunătățit în ultimile zile. Aceasta este stabilă, cooperantă, răspunde la tratament, dar va fi supusă unor noi intervenții chirurgicale în zilele următoare, pentru excizarea suprafețelor afectate de arsură și pentru acoperirea acestora. Evoluția celelalte adolescente de 14 ani cu arsuri pe 2% din suprafața corpului este bună. Ea va mai rămâne câteva zile în secția arși a Spitalului de Copii. De luni, 16 august și până pe 3 septembrie, se desfășoară cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat, cu proba scrisă la limba și literatura română. În județul Neamț sunt 822 de candidați care vor da examenul în 4 centre, la Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț, Colegiul Carol I Bicaz, unde există o subcomisie pentru 26 de candidați de la Borca, Colegiul Tehnic Ion Creangă din Târgu Neamț și Colegiul Tehnic Miron Costin din municipiul Roman. Probele scrise sunt programate în această săptămână astfel. 16 august, limba și literatura română. 17 august, proba obligatorie a profilului. 18 august, proba la alegerea profilului și specializării. 19 august, limba și literatura maternă. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este de cel puțin 6. Procedurile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale se vor desfășura în perioada 23-31 august. Afișarea primelor rezultate va avea loc pe 31 august până la ora 12. Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12-18, atât în format fizic cât și electronic. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate vineri 3 septembrie.
Aproape 250 de alergători montani au participat anul acesta la cea de-a 8-a ediție a concursului de alergare montană Bate Toaca. Din cauza pandemiei, dar și a problemelor de infrastructură din masivul Ceahlău, apărute după viiturile din luna iulie, au fost alergători care nu s-au putut alinia la linia de start, aproximativ 100. S-a pus accent pe experiență, dar mai ales pe siguranța participanților. Am început în 2013 acest proiect, o nebunie, pot să spun, între trei prieteni și care, zic eu, a evoluat. Astăzi, în zona de start, au intrat 247 de concurenți la ambele curse. Sunt două curse, cursa mai scurtă de 18 km, cursa Dochia și cursa Bate Toaca, care are aproximativ 32 de km. Nu știu dacă aș putea spune eu ce înseamnă, dar noi am încercat să promovăm zona asta ca și zonă turistică, ca și frumusețea muntelui. Acțiunea sportivă Bate Toaca face parte din evenimentul mult mai amplu desfășurat la nivel național, Circuitul Carpaților. Am ajuns la ediția 8-a a maratonului Bate Toaca. Acum 8 ani n-ar fi crezut nimeni așa ceva. Acum 10 ani nici nu se gândea nimeni la asta. Dar iată că echipa lui Andrei, Răzvan și Adrian au reușit să pună la cale o cursă nemaipomenită aici în Ceahlău. Într-un Ceahlău în care fiecare metru pătrat e dominat de una dintre comorile locurilor de aici. Da, ediția 8-a pentru mine. Întotdeauna am venit aici cu mare plăcere și cred că am fost la toate edițiile până acum. La toate edițiile am încercat să ajutăm cât mai mult, pentru că de 5-6 ani de când organizăm Circuitul Carpaților. După mai multe ore petrecute pe traseile special amenajate pe muntele Ceahlău, maratonul Bate Toaca a fost câștigat de Cristian Mușoiu, din București. Sunt pentru prima dată la Durău, aici la competiția Bate Toaca, și chiar sunt impresionat de ce a putut să facă organizatorul. O cursă frumoasă, dar foarte tehnică, poate cea mai tehnică cursă. Un traseu frumos, cu urcări și coborâri foarte abrupte, dar asta e alergarea montană. Sunt fericitul câștigător la cursa scurtă de la Bate Toaca, cursa Dochia. Mă bucur să vin din nou aici, cred că este a patra participare. De fiecare dată, cred că am avut un traseu diferit. Anul acesta am înțeles că datorită condițiilor meteo, n-am putut să mai mergem pe la cascadă. Dar a fost un traseu nou care mi-a plăcut. Am văzut o nouă parte a muntelui. Cel mai tânăr participant al ediției din acest an a avut 18 ani, iar seniorul 70+. Câștigătorii maratonului au primit pe lângă puncte în clasamentul Circuitul Carpaților și premii în bani sau produse. Cu diverse sume de bani și produse au fost premiați și cei aflați pe podiumul cursei scurte, Dochia. Ca la fiecare ediție, evenimentul s-a bucurat de sprijinul Serviciului Județean Salvamont Neamț, a jandarmilor nemțeni, dar și a unui număr impresionant de voluntari. Tot mai multe produse sunt retrase de pe piață din cauza concentrației prea mari de oxid de etilenă. În urmă cu aproximativ o lună au fost scoase de la comercializare mai multe loturi de înghețată din cauza acestei substanțe, iar acum aceeași problemă a fost descoperită și la loturile de băuturi răcoritoare Figo și Fruit & Friends. Lanțurile de magazine au scos de la vânzare băuturile răcoritoare, anunțând că vor restitui banii consumatorilor pe baza bonului fiscal și returnarea produselor. Compania Maspex România, în calitate de producător al mărcii de băuturi răcoritoare Figo, produs în România, a fost informată de către unul din furnizorii săi cu privire la existența substanței oxid de etilenă ce depășește limitele permise de reglementările în vigoare într-un ingredient al materiilor prime ce ni s-au livrat. Acest fapt are impact asupra anumitor produse Figo. În cazul produselor Fruit Friends, producătorul Alonor companii SRL recomandă clienților care au achiziționat produsele având loturile menționate să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în orice magazin Penny. Contravaloarea va fi restituită fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.
În această săptămână, în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, se lucrează în mai multe zone ale municipiului Piatra Neamț. Pentru implementarea sistemului de management inteligent al traficului, se lucrează pe bulevardul Dimitrie Leonida și 9 Mai, fundații de stâlpi dinspre strada Muncii. Pe străzile Petru Rare și piața Ștefan cel Mare se execută lucrări de traversări, dar și lucrări în trotuar și la parcări în zona Altex de pe bulevardul Republicii. Pe strada Mihai Viteazu se vor turna fundații pentru stâlpi, iar pe bulevardul Mihai Eminescu se lucrează la traversări. În cadrul proiectelor de modernizare și extindere a iluminatului public, tronsoanele 1 și 2, sunt programate lucrări pe strada Ștefan cel Mare și bulevardul Republicii, unde se demontează corpurile de iluminat și consolele existente și se montează cele noi cu LED. Pe străzile Alea Valea Albă, Pietrelor, Pietricica, Begoniei, Orhideelor și Sânzienelor se montează cămine de tragere, cutii derivate și stâlpi metalici.